Hipermarketurile vor fi obligate să expună la raft 51% produse românești și le interzice să încaseze de la furnizor taxe și servicii. Totul după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede toate aceste obligativități. Actul normativ a fost adoptat de Camera Deputaților for decizional în unanimitate în luna iunie. Legea a fost contestată de patronate și a fost amânată de mai multe ori. Potrivit legii, comerciantul, persoană juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare pentru produse alimentare, are obligația ca, pentru categoriile carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, produsele lactate și de panificație, să achiziționeze aceste produse în proporție de cel puțin 51% din volumul de marfă pe raft, corespunzător fiecărei categorii de produse alimentare provenite din lanțul alimentar scurt, așa cum este definit în conformitate cu legislația în vigoare. Fac excepție comercianții care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active total de până la 2 milioane de euro echivalent în lei. Metodologia de desfășurare a acțiunilor privind lanțul scurt de aprovizionare se aprobă prin hotărârea guvernului. Prevede legea promulgată de șeful statului. Legea cuprinde și modificări privind etichetarea cărnii, printre care aceea că obligă comerciantul să afișeze vizibil sintagma carne românească pentru carnea comercializată direct către consumatorul final, dacă aceasta îndeplinește condițiile din regulamentele europene. Iar produsele din carne comercializate pe piața internă vor cuprinde obligatoriu pe etichetă procentul de carne provenit din România. Nerespectarea acestor dispoziții se sancționează cu amendă de la 100.000 de lei la 150.000 de lei, în măsura în care nu sunt aplicabile prevederile legii numărul 21/1996 republicată.